Adelin s-a născut prematur și la vârsta de 2 ani mama s-a înțeles că băiatul nu va putea merge. Să meargă, deși asta e singura dorință. De la asistentul social, mama a aflat cum poate face ședințe de kinetoterapie gratuite și atât de necesare. Sprijinul oferit de asistentul social este esențial pentru a ajuta familia să aibă un trai mai bun. Fă o donație acum pe unicef.ro. Ajută-i pe Adelin și pe alți copii ca el să se bucure de servicii de calitate pentru o viață mai bună.